Băi, vă salută, fratele Curacu, și bine v-am găsit la un nou vlog, Uleanu, pe acest canal. Am început direct în forță vlogul ăsta, mă mănâncăți în țarii. Story time rapid, rapid, rapid. A zis Oana mea că tot e în concediu, mâncauar mama și mama. A zis, iubita, la noi în sufragerie sunt mușe și țânțari. Ce-ar fi să mergem noi să dormim pe o baltă în seara asta ca să ne mănânce și alte muște? Și uite, așa am venit și noi la un pește, tăticu. Suntem pe o baltă privată. Balta Chioru 2, Chiroiu, nu? Chioroiu 2. Ne pregătim să facem o partidă de 24 de ore, adică e ora 8:30 seara. De la ora 8:30 seara până la mâine la 6, cam așa. Să sperăm că o să prindem și noi ceva. Și cum să zice, mult noroc și Doamne ajută. Dacă n-ați făcut-o încă, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita Curacu Oficial pe Instagram. Imediat o să ne apucăm să vă arătăm și vouă tot ce se întâmplă aici. Sunt alături de Uțanu, Izabela și Onica mea. Ne pregătim să ne instalăm și să ne mănâncem muștele și țânțari. Câte ceasul, Izabel? 2:16. Mamă, să mă bată tata. 2:16, băieții. În lumină improvizată. Suntem la baltă, am dat pe repede înainte, nu am arătat decât cortulețul puțin, pentru că nu vreau să mă mai complic seara cu filmatul. Nu e nici bun audio, nu se vede nici bine. Și plus că la partida asta stăm 24 de ore. Adică practic mâine dimineață când se crapă de zi, o să începem să dăm la două fidere și lăsăm 3 sau 4 lansete maxim la plantat. Dar nu e la plantat pentru că după ce am scos toată nada, ca să vă zic un pic firul evenimentelor, după ce am scos toată nada, mamă, ce bine stau așa, dar nu se vede. Am constatat cu stupoare că am uitat un singur lucru acasă, și anume telecomanda de la bărcuța de plantat. Și practic aruncăm din mână, nu am nădit absolut deloc, am vreo 3 bombe la mine, nu am nădit deloc, am aruncat așa câțiva bulgări din mână și după vreo oră, cam pe la vreo, să zic, nu știu, 10 și un pic am început să băgăm bețele în baltă, pentru că data trecută când am fost pe Boteni, și-s bine că ne-a prins ploaia, uraganul, nenicul ăla de acolo ne-a zis, haideți că trebuie să plecați, noi am strâns repede cortul și toate bețele erau agățate de peste noapte și am rupt toate, am tăiat firele și noi ne-am cumpărat asta ce ne trebuia, doar că nu puteam să le facem de acasă, le-am făcut direct pe baltă. Și așa că am aruncat din mână până le-am făcut, îmi trage și acum o trăsătură în direct. Da. Nu știu cât puteți să vedeți voi acolo, dar eu o las.
vilă mare, da. Poate. A băgat-o în gură și a scurpat-o. Te uiți tu pe aici, Zanela? Da. Bun. Mama, asta, deci fix asta verde, e singura cu bilă dublu pop, apare. Mă rog, are un chip critic echilibrat și o pofarină în capăt. Bun. Nu, e ok. Așa. Să continuăm cu firul evenimentelor ca să înțelegeți ce s-a întâmplat totuși așa. Deci am ajuns aici. Am băgat și noi bețele după vreo, să zicem, o oră și un pic, cam așa. Am luat un caras și un ciortan, pe la vreun 1,200, 1,300 ciortanul. Și un caras frumușel, la vreo 700 de grame, cam așa. Hai că am și eu focus dacă e. Așa, bun. Bun, a luat și Uță tot la fel un ciortan, cred că e o oglindă, pe la vreun 1 kg și un pic. Cam așa. Și abia acum am mai luat eu încă un caras, la vreo, pe la fel, 600-700 de grame. Vi le arătăm mâine oricum pe cameră, să vedeți ce am luat. Ne-am uitat telecomanda acasă. Și acum pescuiesc pe timp de noapte la... Am un TTX cu un ground bait, ceva, nu știu dacă zic bine neapărat, dar... Mă rog, am un adăvoară tot mâine, oricum, mâine. Pentru voi e 10, 20, 30 de secunde, un minut. Dar pentru mine e mâine. Am o nadă făcută super, super simplă și am luat foarte mult porumb pentru că mă bazam să fac un pat de porumb. În schimb, ce să vă zic, viermuș, două forfate normale, unul, nu știu denumirea lui, dar e de la cu pop-up, gen e mai, are doar patru brațe. Să-mi scrieți și mie în comentarii sau pe cea dacă știți, dar în comentarii, mă rog, cu o tijă de aia lungă. Nu stă pe limba acum, nu știu să-i zic. Bun, mă pregătesc să o bag iar pe asta altă, să o arunc. Cred că o să stau până la vreo 4-5, cam așa. Mă pun să dorm și 2-3 ore. Și după aia să prind dimineața în forță, să începem să dăm cu două fidere, pentru că îmi place foarte mult fiderul. Mi-a mai venit un vecin de stand fix la 12 noaptea, cred că e pe ceva manevră, că mi-a zis că stă până dimineața și probabil că nu verifică nimeni. Și a venit să mă întrebe dacă am luat ceva. Și la ce, și mă rog, cred că cineva manevră stă până la vreo 4-5 dimineața și el, dacă nu ia ceva, fuge. Și cam atât. Onica doarme, Uțanul e în cort, s-a băgat să doarmă și el. A rămas celibatar aici pe plantație cu Izabela mea, am scos acum un pește din apă, m-a ajutat cu miciogul. Ce să vă zicem? Abia așteptăm dimineața ca să-i dăm ca lumea cu vlogul și să prindem și noi niște capturi frumoase, sperăm. Dacă a intrat ciortanul ăla, cred că poate să intre un crap la vreo 3-4 kg. Unu, nu mai mulți. Bun, va un sic. Am aici ajutor de-a mea serie. Câte ceasul, Izabelos? 3:14. 3:14. Am luat un pește. Unde e, mă? Aici. Am făcut noi niște combinații. Am scos un pește la undițele lui Uță. Și Uță... Asta e o oglindă. A doua oglindă la Uță, dar asta e mai mică puțin. Nu știu cât de mică pare, dar cred că e prea mică să o țină. Încă nu știu. Asta o pun separat și nici nu cred că mai are o să mai cântăresc. Hai să-i scoatem din buză. O relansăm și paluță. Deci avem oglinda asta la 3 dimineața? 3 și un sfert? La 3 și un sfert. Ne-am relansat. Să vină dimineața forță. Am plantat câte vreo 5-6 bombe pe o parte, 5-6 bombe pe o parte. Le-am pus cu clips, am dat în același loc, acum știm unde dăm. Am dat cu feromon de crap pe momeală puțin. Am băgat, am ce trebuie. Nu-ți place, Izabel? Nu-i place lui Izabel. Bun, așteptăm să vină crăpanul tată. Sau carasul frumos. Bună dimineața.
6:06 dimineața. De când am aruncat niște bombe, n-am mai tras nimic. E din feromonul ăla de oaie. La feromon de oaie? Sau ce-o fi? Am uitat pe lea că e feromon de oaie. N-am bec. 6 dimineața. Scuze că mănânc, dar... Mai îngușu ceva. Fraierul Dăuț a dormit în mașină. A ieșit afară. Ca de obicei s-a băgat în cort, că ce să fac altceva, dar e dreacu de bețe. Bețele se uită conacul la ele. Oana moțăit acum zice că n-a dormit deloc. Nu a dormit deloc. Eu am stat în lângă cauciuc. Isabela a dormit cu capul pe cauciucul de la mașină. N-am dormit. Păi n-a dormit, mă rog, dar chiar n-a dormit. Am stat celibatari. De la un banc am vorbit 5 ore. S-a făcut dimineață, băieții ăștia de lângă noi au venit și ei aseară pe la vreo 12, forținii, nu știu dacă au luat ceva. Bine, pe manevra aia, dar v-am zis eu, venit aseară până la 12, m-a întrebat dacă am luat ceva, că au luat vreo 2 pești și acum s-a făcut 6 dimineața, pleacă să îmi plătească. Clasic românesc. Mica. Micul dejun. Cadru într-o parte cec. Camera e plină de brumă și de toate astea ce au stat pe afară. Începe ziua de pescuit. Am 4 lansete în apă. Vă pregătiți pe 5 ca să fiu sacoșar până la capăt. Și 2 feedere dacă am loc de ele. Adică am loc de ele. Vă pregătiți să bag și un feeder. Dar înainte să dorm și vreo jumate, două. Să vedem. Aș vrea să dorm și vreo jumate, două, ca să fiu și pe la 8, jumate, 9, să fiu în forță, până la 5 după amiaza, să vedem ca lumea. Cât de ceasul, mă? 10:15. 10:15, am dormit mai mult decât trebuia. Cum ai petrecut dimineața asta? Periculos de bine. Periculos de bine? Ia scoate să vedeți și noi ce... ce avem aici. Băieți, am dormit mai mult decât trebuia. Oho, ce ciurtan frumos. Vamos, hai. Care crezi că e secretul că a mers așa bine dimineața asta? Că ai vadat tu bine. Bă. A, mă, ce periculos ai fost de să-ți bag bucată. Ai văzut, Izabelo, că am văduit noi aseară? Ce ne chinuiam la 4 dimineața, 2 proști cu bombița. M-ați trezit. A? M-ați trezit cu bombița. Te-am trezit cu bombița. Era. Am vrut și eu să dăm oră, după 10 minute am adormit. Iza, treci în pace și ajută-mă. Da. La care a mers mai bine, la ale tale sau la mele? Jumate. Când trecea la el. Cum si, cum sa? Da, o dată la tine, o dată la mine. Bravo. Bun, băieți, ne-am trezit. Încă nu de tot eu. One more times. One more times. Încă o dată și după aia ne trezim ca lumea. Și vă arătăm ce i-a arătat. Ai rămas pe ăsta de căpșună. Și eu. Toate spăcătă. Dar acum am suchier. În afară de unul care am... E usturoi, mă, prostii. Ce? Asta e usturoi, dar gen roșu ăsta. Gândește-te la vlog. Când suntem acasă, stau e record? Cu cou, transpir, curgatele pe mine și stau. Hai zic.
Auzi? Din ce ai băgat bila aia? Din asta noi? Nu. Asta? Nu. Da? Hai să-l vedem pe uță. Băi, vedeți ce se întâmplă dacă nădește cu nacu? Hai să vedem, hai să te ajut. Ei, așa. Bravo, Boțane. Ia uite pe unde l-am luat. Au, de unde? Pe lângă gură. Pe lângă gură? Da. Ciortanos. Mulți și buni. Frățiorul vostru a preparat o tură de perete. Nu prea m-am trezit bine, m-am trezit așa fuleu. Am preparat o tură de perete. Mie nu prea mi-e peretele niciodată. Dar am pus și separat niște asta, 2,20 baits. Vreau să mă pieptene, vreau să mă mut pe feeder eu. Adică să le las pe astea. Am rămas fără viermuș. Aseară am lăsat viermușii deschiși. S-a dus viermușii. Și vreau să bag în face uță niște... Cum zice, mă, la momitorul ăla? Nici el nu știe. Îmi face pe un momitor de la... cu patru... Bag montură pe fir de păr. Montură pe fir de păr, pe momitor de sânge să mă bată. Și dăm la pop-up. Scăpăm de viermuș, că nu mai avem viermuș. Le. De când te așteptam, crapule? Bă, ce-o, tată? L-am agățat, ești, nu? S-a agățat singur. Ei, ce palme-mi bag ăsta? Am bujat de jos, la jumate. N-avea nicio legătură. Ia uite-l, tata. Ce frumos el ești tu. Pupă tata pe el. Vă place, mă? Vă place? Ultimul tip de pește. Ia uite-l, tata. Bă, băieți, eu am intrat pe ele. După ce ați văzut crapul ăla, sper să fi fost bine, a venit primul și la pop-up. La pop-up, la feeder. Ciortan frumos tot. Exact ce trebuie. Să-mi bag două degete de împins de pată, nu? Te rog, auzi, sunt oprești.
S-a băcut așa de cal, încât eu nu mai pot, fără aer condiționat, de ce n-am pus ăștia aer condiționat pe baltă, fată, și un magazin, și un frigider? Da. Zici că ești Tupac cu pălăria aia în cap, șapca aia, mort. Da. De 15 milioane, se juri, pe noapte. Și ăla vorbește pe timpul lui Ceaușescu. Bă, cred că-mi iese tambălul din acmă, din spină. Mai devreme ieșis. Nu s-o scot pe asta. Așa aș vrea să mor, cu un pește agățat, vaca-n gârlă s-a băgat, uite ce-a făcut țobat. Ai sunat pe un chilețu? Că mâncăm bine de seara. Am luat și noi vreo trei pește. Mă rog, familia, ce mincinos e de dimineață. Domnul ne-a luat. Vreo 10 bucăți, 5 acolo, 5 acolo. Nu te dreacu ăla 10 bucăți, mă, ești nebun, dar noapte până acum. Noroc că am luat o crapulă la 8 kg, că altfel... Altfel mânca hamsie. Da, mamă, ar merge niște hamsie. Vreau să fi mers pe litoral, să moară familia, stăm aici. Oprește camera, că o să tragă pește dacă oprește. E ban? O certănie, cum o? Oglindă, oglinjoară. Mamă, dar ce-a fost, mă, fată cu tine, mă, de-ai mușcat așa de nebună din el? Asta nu-i lovită ca aia, o știu minte ce lovit era aia seară? Am uitat să ce curate. Fata rotată. Uții, vezi că noi mi-am prins pește de 6 ore, Uții. Aute, în buză, pe mijloc, pe centru direct. Da, uite una. Auzi? Să-mi dai antiseptic-ul ăla. Așa. Să-i dau să... Îi dau la mort. Arătăm și noi ce avem până acum? Aaaa, ne cazul în plasă? Mamă, ce-i acolo cu nacul? A, dar ai prins ceva, a? Am prins, am prins. Cum e tenul ăsta? Ce ten, mă? Ăsta cu aia e ten. Ăsta? Da. Ce e vrea cu urât ca... Bă, dracu. Nu ne vrea apă, ca să fie mai bun. Eu i-am prins pe toți. Este. Băi, haide să vă arăt ce face cu nacul.
răcurec. Du-te dracu, mă, dragi. Hai, tată. Bă, n-am mai făcut multe din cadrele pe care vi le-am promis, pentru că a fost o partidă de aia neapărat de pescuit pe care o facem noi bărbătești așa, de vă mai arătăm și nada și sculili. V-am zis doar din gură. Am strâns și noi pe aici, după cum puteți uita. Avem și gunoi acolo, bam bam, avem gălețile de mai punem peștenele. Și bineînțeles că la final de live, da. Și de vlog trebuie să vă arătăm și noi ce am prins. Sunt capturile la amândoi, pentru că am băgat amândoi în același juvelnic. Unii pești îi vom da release, adică îi aruncăm înapoi în baltă, pentru că nu sunt prea mici ca să-i putem lua și îi așteptăm la peste un an, doi. Dar o mare parte cam asta am prins. Olelei! Asta e tot peștele prins de noi, băieții. Băi, sper că v-a plăcut scurta noastră partidă pescuit. Apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Și știu că v-am promis încă un clip cu pescuit de 36 de ore sau 48. Îl facem. Am fost Conacu oficial pe Instagram, Conacu cu bifă pe TikTok. O, ciobelesimă, tată. Salutare la toată lumea.